Bună ziua, stimați telespectatori, și bine ne revedem la o nouă emisiune Conviețuiri, unde altundeva decât la postul nostru local. Sunt Marius Ursaru și de fiecare dată vin alături de comunitatea noastră de romi, dar nu numai, cu lucruri bune, cu lucruri pentru comunitatea noastră de romi, ceea ce înseamnă că suntem alături de ei. Și nu numai, fiindcă avem alături de noi și o echipă de majoritari care ne sprijină în tot ceea ce facem pentru această comunitate de romi mereu blamată. Și iată că, ca de fiecare dată, alături de mine am oameni care reprezintă ceva pentru comunitatea de romi și, până la urmă, pot spune că această emisiune, cum de fapt avem și titlul emisiunii, Căsătorile Timpurii, Obicei sau Bârfă, această idee, să știți, stimați telespectatori, este ideea bunei mele prietene, este ideea celei care, într-un fel sau altul, vrea să completeze și să vină cu lucruri noi la aceste discuții pe care le vom avea în această emisiune. Este vorba de buna mea prietenă, directorul Cantinei Sociale, Tanțu Ionițescu, să română și mine, venit alături de noi. Bună seara și bine v-am găsit! Iar alături de noi pentru a discuta aceste probleme cu care se confruntă comunitatea de romi și, cum am mai spus și cu riscul de a mă repeta, iată, avem un majoritar care vrea să pună și să vadă într-un fel sau altul dacă întrebările pe care dumneavoastră le vor pune comunității noastre de romi vor avea răspunsurile la care se așteaptă foarte mulți majoritari. Deci este vorba de liderul comunității de Rudar Cer, care este liderul nostru și reprezintă până la urmă comunitatea de Rudar Cer din strada 1 decembrie 1918. Este vorba de Nea Vasile, cum îi spun eu, Vasile Moțoc. Bună ziua și bine ați venit alături de noi. Găsit. Este reprezentat încă o dată, spun, al comunității de romi. Și bineînțeles, cea care reprezintă o parte din comunitatea noastră de ursari, fiindcă avem mai multe zone unde locuiesc ursarii noștri și avem lideri, este vorba de mătușa noastră, cum îi spunem noi, la Chiidia, Mișto Elian Pașaman, de te dădute Budbach Bibi. Bună ziua, bine v-am găsit. Să fiți sănătoși, domnii spectatori. Așa, te trai să ai budbărșa. Iată că, cum am spus, vom avea o temă, pot spune eu chiar tabu, o temă care până la urmă naște controverse tot timpul. Voi începe, bineînțeles, cu buna mea prietenă, doamna director Tanța, și îi voi spune: Tanța, de ce ești într-un fel sau altul înrăită, pot spune eu, în ghilimele? Nu sunt înrăită, sunt indignată. Acum o săptămână mi s-a întâmplat o chestie. La cantină, în timpul serviciului, a venit o fată la mine, nu-i dau numele că nu are rostul, și a spus: șefa, mâine o să vă cinstesc o bomboană pentru că fiul meu împlinește 7 ani. Și m-am uitat la ea și am spus: bun, fiul tău împlinește, tu câți ani ai? 20. Deci am zis că nu e posibil. Un copil de 20 de ani are copil de 7 ani. Asta m-a indignat cel mai mult. Înseamnă copilul acela la 13 ani a născut. Că nu, sigur, după calculele alea. Logic, copilul acela la 7 ani a născut. Păi ce au făcut părinții? De ce nu s-au sesizat? N-a putut să o îndrume? Nu există altă soluție decât un copil la 13 ani cu copil? Și apoi ne plângem că sunt dați deoparte cei din comunitatea romilor. Nu sunt dați deoparte. Asta vor să facă, cred, până la urmă, dar nu mi se pare normal. Copilul la 13 ani poate vrea să învețe. Copilul la 13 ani poate vrea să joace. Pentru că el nu se mai putea juca, pentru că el trebuia să-și crească un copil, să-și crească propriul copil. Asta m-a indignat cel mai mult, enorm de mult. Deci nu poți fi la 20 de ani, ai 2 copii. Este peste puterea mea de înțelegere. Nu înțeleg asta. Știi, întotdeauna voi fi deschis tuturor întrebărilor care vin din partea prietenilor majoritari, din partea prietenilor mei romi, fiindcă totdeauna va trebui să găsim un răspuns. E, iată că, într-un fel sau altul, prezența ta alături de noi în cadrul emisiunii Conviețuiri, o emisiune, într-un fel sau altul, destinată romilor, să știi că nu este întâmplătoare. Pe lângă faptul că mi-ai ridicat mingea la fileu spunându-mi într-un fel sau altul tema emisiunii de astăzi, noi am vorbit-o săptămâna trecută, dacă nu mă înșel, Tanța, am să te las un pic uimită. De ce? Fiindcă, iată, doresc acum bunilor noștri telespectatori, nu este un lucru care într-un fel sau altul doresc să vin cu o replică. Dar doresc, stimați telespectatori, să vă aduc la cunoștință că nu putem judeca întotdeauna doar comunitatea de romi, sau chiar și majoritarii,
fiindcă de multe ori lucrurile acestea se întâmplă, nu fiindcă dorim noi să există neapărat ceva în mod intenționat. Și fiindcă se întâmplă. Tanța, draga mea, să știi că persoana care, într-un fel sau altul, te-a indignat, cum ai spus tu, nu este de mie rom. Este româncă. Poate rămâi un pic uimită. Nu, dar nu este singură. Da, nu este singură. Exact asta am vrut eu să spun și încă o dată să rămână ție, fiindcă mi-ai dat un răspuns care nu l-am mai dat eu. Nu este singură. Fiindcă lucrurile acestea, stimați telespectatori, cum am mai spus-o și cu riscul de a mă repeta, nu se întâmplă doar în comunitatea de romi. Se întâmplă într-un fel sau altul, în rândul familiilor nevoiași. Acesta este cuvântul potrivit, Anța, să știi, și stimați telespectatori. În rândul cetățenilor nevoiași, în rândul oamenilor care până la urmă, timpul lor este umplut de grija faptului că trebuie să aducă o pâine pe masă. Și lucrurile acestea se întâmplă. Și cum am mai spus-o, nu trebuie să judecăm omul după etnie, după religie și trebuie să încercăm să găsim acolo unde se poate problema pentru a fi rezolvată. Și iată că buna mea prietenă Tanța a venit cu o astfel de idee unde noi vom încerca cel puțin grupul de inițiativă pentru incluziunea romilor împreună cu bunul meu prieten Virai, care este președintele Partidei Romilor Filiala Giurgiu, să facem lucruri în așa fel încât să fie bine exact acolo unde noi ne apropiem de aceste probleme. Ce vreau să vă spun și încă o dată vreau să știți că bunul meu prieten trebuia să fie alături de mine în această după-amiază, este vorba de Virai. Și din respect pentru el, întotdeauna îi voi lăsa scaunul liber din dreapta mea, fiindcă el mi-a spus, Marius, întotdeauna să știi că voi veni. Chiar dacă mai întârzi, scaunul meu va fi liber, fiindcă voi veni. Și am spus, da, ești fratele meu și încă o dată îți dovedesc respect și așa va veni. Și iată că în această după-amiază, chiar dacă bunul meu Virai e mai întârziat puțin, este aproape de mine și va intra pe locul lui și locul pe care nu și-l va pierde niciodată, cum nu poate să-și pierdă niciodată respectul pe care l-are, stimați telespectatori, alături de comunitatea noastră de rom. Știți că este omul care este respectat de comunitatea de rom și până la urmă numele lui reprezintă ceva. Bibi, o să te întreb și pe tine, cum ți se pare lucrurile că într-un fel sau altul, căsătorile astea se mai întâmplă sau? Au fost de când lumea și va fi cât va muri lumea, când va sfârși pământul. Rasa de țigani. Românii mai puțin, acum s-au zăpăcit românii, dar țiganii se logodeau de când aveai dumneata o fată sau eu un băiat. Mie îmi plăcea de dumneata și de familia dumitale, eu îți logodeam copilul de când se năștea. Da, de ce? Să nu lea altul. Să nu vină altul peste mine. Care se băga peste mine, ieșeam cu el la judecată, ori ne dăteam în cap, ori îmi plătea. Care se băga peste mine, să ia fata aia. Dacă ai fost atent, adineauri, am întrebat pe colegul ăsta unde sunt cele trei fete frumoase? Eu. De ce? Dumneata știi bine, am doi băieți ca două flori. Nu le alegi dintre români. Este așa? Da. Așa. Și dacă nu se găsește țigănci să-mi convină mie partida, te dau frâu să-și ia și românci. Dar să-și termine școala. Pentru că eu, pe timpul meu, ne măritam de mici. 12, 13, 14 ani. Gata, eu, cum venea, o luai. Nu ți-o dăteai de voie bună, ți-o fura. Și ce câștigai? Dar mai bine o dăteai cu mâna ta. Asta era un fel de obligație. Era un fel de obligație pentru că eu ți-am logodit fata și tu ai făcut un abuz, ești bun de plată. Ce se întâmplă? La ora actuală, să mă ierte Dumnezeu că vorbesc, nu mai așteaptă să te dea părinții și să duc ele singure. Pentru că a nebunit lumea. Nu mai e cum era înainte. Înainte era și rușine, și respect, și cinste, și milă, și omenie.
dar acum au dispărut toate. Dacă reții dumneata, sau cine dintre dumneavoastră reține bine, exista o floare care era toată grena și numai mărgioara deasupra era albă. Aia era rușinea fetei. Caut-o acum că nu mai găsesc nici steluța din mijloc roșie. Este albă toată. Deci a dispărut totul. Să înțeleg că obiceiurile astea care erau pe partea noastră a Bursarului, să zic, nu mai există și acum părinții au devenit un pic mai docili. Își trimit copiii la școală, cum chiar dumneata ai spus că dorești ca băieții să-și termine școala și nu mai dau curs la aceste obiceiuri? Ba da, să dă. Dar cu niște condiții, adică în primul rând să-și termine școala. Să pune niște condiții. Da. Și dacă el este obraznic și trece peste testul meu, e bun de plată. Ori iese scandal, ori iese bani. Din două trebuie să iasă una. Cum ți-ai sprijin tu, Tanța, ceea ce ai auzit la un lider din comunitatea de Ursari sau cu ce completare poți să vii? Nu știu, eu nu sunt de acord. O să vin eu cu o completare, să o ajut pe colega noastră. În primul rând, mamă, țărmâna, bună ziua telespectatorilor și îmi cer mii de scuze că am întârziat și colegilor mei. Foarte bine ai vorbit până la un punct. Bine, mie îmi place cum gândești, mata. Dar trebuie să ținem cont că și nu trebuie să ne ascundem după degete. S-au întâmplat când fata a plăcut un anume băiat, eu ca părinte m-am încăpățânat din anumite ogorii, am dat-o unde am vrut eu, copilul a fugit de acolo și s-a dus tot unde a vrut ea. Nu ți se pare că e mai bine să ținem cont și de ceea ce își dorește copilul? Da, copilul a făcut treaba asta. Dar eu sunt responsabil. Păi da, mamă, da, astea sunt, hai să nu le zici. Eu sunt responsabil. Știu, sunt în fața cușcului. Da, de ce să facem așa când noi trebuie să ținem cont și de dorința copilului? Noi, efectiv, dumneavoastră, părinții mei, bunicii, bine, nu e cazul în familia mea, că noi suntem leși, cum ne ziceți voi. Așa, nici geanau, te dau de mare bani și ucar, da? Mai geanau, Hanță. Știi ce se întâmplă? Dacă nu ții cont și de... Asta presupune că eu l-am vândut pe copilul ăla, i-am luat copilărie. Da, normal. Și de ce să facem așa? Da, normal să de ce? Că ne gândim noi că în prealabil copilul meu va fi bine că eu l-am dat undeva și cuscul răspunde de... Tu-i mai că ăsta e scandalul. Deci, mamă, eu zic că deci, e cel mai dacă bine... eu am făcut tomna cu dumneata... Așa. Ne-am înțeles pe un pahar de apă. Da, dar ne-am înțeles pe un copil. Ascultă-mă puțin. Ne-am înțeles pe un pahar de apă. Vine el și spune, tu ce să-ți dai tu copilul pe un pahar de apă? Să nu le dai pe două. Când eu îți dau trei. Ai, vezi? Îți dau trei. Am înțeles. Deci, un părinte, consider eu, când face prostia asta, da, pentru mine o prostie. Să o întoarcă, da, e foarte... Întoarcă, da. Este un om materialist. Corect, de acord cu mata. Este un om materialist. Da, dar mai degrabă eu vin și spun lui mata, sunt de acord cu mata, ți-am zis, chiar mă bucur pe cuvântul meu că la noi în comunitate o femeie de vârsta lui mata gândește în felul ăsta. Cinste și respect, toată onoarea pentru mata. Mulțumesc. Bravo, așa ar trebui să gândească și mai multe femei și mai mulți bărbați, pentru că, cu părere de rău spun, dar sunt foarte mulți care au rămas cu cele vechi. Eu nu spun să ne păstrăm tradițiile, dar hai să nu ținem cont și de cutumele alea. Că până la urmă nu e bine cu judecata. Cum e judecata la noi? Că mata știi cel mai bine, da? Din Zanchi, Hohaveli, hai să o împăcăm și pe aia și pe aia. Într-un fel e bine că nu se ajunge la alte nenorociri. Un judecător bun în judecată. Care? Hai să-ți spun care? Ceva. E o șmecherie. Da, să știe el, da, să o scoată la un capăt. Un judecător cu computerul lui da, bun. Da, da, într-adevăr. Știi ce face? Pe dumneata cinstit te coastă vinovat, te scoate vinovat, mamă, și pe ăsta scoate vinovat ca păi să nu facă crima, păi nu, să nu facă moartea, totdeauna, să nu iasă scandalul. Deci asta este legea judecății țigănești. Să iau pe la vinovatul, să-l vinovățesc puțin, pe ăla nevinovat, ca să-l duc la jumătate. Eu asta le știu. Ca să, da? Să echilibreze. Să echilibreze. Să echilibreze. Numai că el, judecătorul, deci toți fac la fel, trebuie să aducă argumentul
respectiv, să-l facă să creadă normal, și ăla, ca să-l convingă și pe unul și pe altul. Evident, evident. Așa, să convingă și pe unul și pe altul. Într-adevăr, sunt lucruri foarte bune câteodată, pentru că să ajunge, după cum foarte bine știi și mata, și în trecut era mai grav. Hai să spun ceva. Înainte vreme, era foarte, foarte des treburile astea care ți le-am spus. Generația care s-a ridicat de câțiva ani încoace cam nu mai face imprudențile alea. Mamă, vreau să te contrazic, eu ieri trebuia să particip la o judecată. Așa. La o înțelegere. Așa. Nu mai le face să mai ieșea copilul de la 10 ani, de la 13 ani să-l dea. Corect. Și e bine. Numai dacă fuge ea. Doamne iartă-mă, asta nu mai copii, depinde de părinți. Nu așa, putem... nu mai depinde de părinți. Nu e numai tradiție. Dar ce se întâmplă? A fugit, că trăiește bine, că trăiește rău, trebuie să stea. Să nu sufere. Să, o iau. Să sufere. Pentru că e așa, și a ales. Ales. E așa a ales. Dar măsura când o dau eu. Și dacă din vina mea se trage niște nemulțumiri asupra ei, atunci sunt viperă care mușcă rău. Păi e bine, mamă, că așa se întâmplă. Deci, hai să vorbim ce zici. Înainte, chiar fata nu mai spunea, pentru că era și rușine. Și mata, știi ce îi spuneai? Sau tată, stai acolo și suferă la bărbat. Că așa trebuie. Ca, vezi? Ca așa și eu am meriți, suferit la rândul meu. Și eu am stat și am suferit lui tactul. Da, da. Pentru că era, într-adevăr, eu am spus-o și o repet, la țigani, Doamne iartă-mă, nu vreau să aduc că noi suntem nu știu cine. Onoarea la mine e cel mai de preț lucru. Numai că majoritarii nu vrea să ne înțeleagă lucrul ăsta. Sau de multe ori noi, din cauza orgolului pe care le avem, și trebuie să recunoaștem asta, dar de multe ori prea mult și nu-l folosim cum trebuie. Hai că noi aici mai suntem calmi. Iată, ca să vă opresc o secundă. Da, Bibi, si tu ceea ce mă dau atent. Sopenele lumea can. Felicitări pentru emisiune și pentru tema abordată. Salutări invitațiilor dumneavoastră. Vă urmărim cu interes. Felicitări pentru subiectul abordat, e o temă destul de delicată și greu de înțeles. Țin să o felicit pe invitata dumneavoastră, doamna Tanța, fiindcă a avut curajul să aducă în discuție acest subiect. Și eu îți mulțumesc, Tanța, pe această cale. Felicitări pentru emisiune, domnule Marius. Domnul Marius, mă bucur că ați invitat-o din nou pe doamna mai în vârstă, fiindcă această doamnă are ceva special în vorba dumisale și are ceva ce te face să o asculți cu interes. Iată că sunt mesajele telespectatorilor care ni le trimit și abia am început emisiunea. Frumoasă, iată, iar ne vin în continuare, frumoasă emisiune și aveți dreptate. Au dreptate, doamnele, tot ce spun pentru subiectul abordat. Este adevărat, fiindcă lucrurile acestea izolat sau nu, încă se mai întâmplă, cum a spus și bunul meu prieten. Nu sunt izolate, sunt destul de frecvente, Marius. Tanța, nu pot să spun că sunt frecvente. Sunt cum destul de frecvente. Copiii la 14-15 ani au copii. Asta da. Asta e eu sunt foarte indignată. El nu mai e copii, ce-a pierdut copilărie. Nu mai are copilărie copilul ăla. Ce face părintele ăla pentru el? Chiar nu are un pic de responsabilitate? Nu vrea să-și îndrume copii, nu înțeleg. Dar de ce să nu învinovățim și societatea în care trăim, Tanța? Nu găsesc societatea, te rog frumos. Deci, nu societatea îmi crește copilul. La noi la ce se întâmplă? Există, uite, măicuța noastră de față mai mare și care le știe pe toate. Și ea vede că o havau, că nu minte. Ce se întâmplă? Noi țigani, uite, ia câți ani e mama aia? 77 pe 78. Mulți înainte să fii sănătos. Ia și acu, ea trebuie să aibă grijă de copii. Deci noi țiganii ne arătăm mila față de copii mai altfel decât eu nu spun că și dumneata nu-ți iubești copilul la fel de mult. Tu ți-arăți mila față de copilul tău căsătorindu-te de la 12 ani? Nu. Dar mi-o arăt într-un alt fel. Știi cum are o școală? Știu, da. Copilul tău are o școală? Da. Eu vorbesc despre cei care nu-și trimit copiii la școală. Ține de educație astea. Toate țin de educație. Asta se numește trafic de copii. Bă, frate, ce face? La 12 ani să-mi vând copilul. Asta se întâmplă. Deci, fac o înțelegere de la 7-8 ani. E foarte rău, nici noi nu mai suntem de acord cu nici și doamna a spus la fel că nici de ce eu nu copilul ăla la 12 ani să-l dau de mână și să-l duc la școală. Dar știți, de-aia vreau să vă spun ceva. Am întâlnit foarte mulți copii. Noi țiganii, în general, noi ținem copilul și dacă are 50 de ani și eu am 70, tot copilul meu, tot băiatul meu, lasă-mi băiatul în pace. Nu e vorba, nu e numai la voi. Nu e adevărat. Eu trebuie să-i dau și la 100 de ani dacă am. Eu am aproape 50 de ani. Mulți înainte să eu am niște părinți și le mulțumesc lui Dumnezeu că există. Să mă trăiască. Așa, pentru ei tot sunt copilul lor.
E copilul meu. Și pe mine mă oblojește. Tata, mama... pentru ei sunt un copil. Da, sunt un copil cu copil la rândul ați meu. Ați văzut ce se întâmplă spre, de altfel în afară, în comunitatea europeană, în țările dezvoltate. La 18 ani îi spune, iată, și foarte bine le face. Da. Foarte, foarte bine. E, la noi, uite cum se uită la mine. Deja mi-a dat cu ceva. Cum să gonești, mă, copilul de acasă, vezi? Deci asta e mentalitatea. E adevărat. Și noi lucrăm la asta. Se va schimba cu siguranță. Eu vorbesc de mentalitatea. Nu, asta e mentalitatea noastră. A, nu, da, dar așa e și eu la rândul meu, la fel sunt. Îmi cocoloșesc copilul cu toate care 30 de ani. Mulțumesc. Vedeți, de multe ori nu e bine. Nu e bine, dar... Aron al meu are 38 de ani și pentru mine e copil. Da, copilul și eu la copiii lui 2. Pentru părinții mei tot copilul. Domnul Marus îi cunoaște. Pentru copiii lui 2, eu fără milă, mi-aș tăia mâna asta. Sau mi-aș scoate un ochi. Da, bun. Părinții mei, când pentru că eu i-am crescut de la un an și aia mică, fiind și le-a părăsit mama lor. Nu mai e aia mică, dar e aia mică. Pentru ei tot aia mici rămânem, toată viața. Să-ți dea Dumnezeu sănătate pentru emisiunea pe care o faci și să-i dea Dumnezeu sănătate și lui domnul Vladu. Sănătate le urești și la invitații tăi. Te pupă mama Maria. Și eu te pup să rămână, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Iată că tot vorbeam și de părinții. Tot m-ați lămurit. Eu nu vreau să plec din emisiunea asta de Partidea Romilor și de cei din, cu Inviziunea Romilor. Ce face societatea pentru familiile care își amanetează sau își vând copiii de la 12 ani într-o relație, într-o căsnicie, într-o... Societatea, nu știu dacă face, nu face mai nimic. Până la urmă, societatea nu face și prin faptul că noi nu mergem să spunem aceste lucruri. Dar în ceea ce mă privește pe mine, pe Marius, acei lideri care, dacă nu mai trebuie să mi se ceară părerea sau ceva, întotdeauna i-am sfătuit că nu este bine să fac aceste lucruri și vreau să vă spun un lucru. La Giurgiu, față de toată țara, lucrurile astea sunt nu minore, foarte, foarte minore. Sunt minore, dar există. Dar la Giurgiu este foarte puțin. Eu mă întâlnesc cu ei. Băi, nu pot să trec peste faptul, ți-am spus că vin la cantină copii care vor să ducă la școală. Care vor să învețe. Mai mult, eu îți spun că am doi copii care vor să ducă la școală și dau posibilitatea. Spune, nu mă lasă mama să mă duc la școală. Corect. Nu mă lasă? De ce nu-l lasă? Copilul nu trebuie să învețe. Ascultă-mă, știi de ce? Fiindcă dacă în urmă cu 25 de ani, cum am mai spus-o și cu riscul de a mă repeta în unele emisiuni, dacă existau liderii care sunt astăzi și nu suntem lideri, pot spune, și noi suntem oameni în care comunitatea de romi are încredere în noi. Dacă ar fi existat un Virai la timpul acela, un Marius Totila și care mai sunt alături de această comunitate de romi, poate că s-ar fi schimbat ceva în această mentalitate. Da? Dar faptul că Virai spune că în Giurgiu, în momentul de față, cazurile sunt izolate sau lipsesc chiar cu dezăvârșire și pot spune cu mâna pe inimă că chiar lipsesc într-un fel sau altul cu dezăvârșire. Nu cred că în momentul de față, eu cel puțin nu am cunoștință, dar nici Virai, de astfel de căsătorii precoce. Nu cred. Și sincer o spun, nu o spun doar de dragul emisiunii sau de dragul de a arăta că comunitatea de rom dintr-o dată a revenit la ceva normal. Nu. Și este purul adevăr, fiindcă noi ne-am implicat și ne implicăm. Ne implicăm în comunitatea de rom și datorită faptului că avem sprijinul a 10 mediatoare sanitare care vin și le aduc la cunoștință lucrurile care trebuie să le facă și într-un fel sau altul nu mai sunt astfel de căsătorii. Nu spun, și să mă ierte bunul Dumnezeu, că astfel de căsătorii nu mai există. Cum am mai spus-o, sunt cazuri izolate, dar care noi nu știm. Fiindcă, sincer, atât eu cât și Virai, am luat într-un fel sau altul act de aceste lucruri. Vrei să spun de la începutul anului și până acum, la maternitatea Giurgiu, 8 copii au născut copii. Tanța este ceva total diferit, sincer. Una sunt căsătoriile precoce și una este să dea naștere la copii, fiindcă căsătoriile, când noi spunem căsătorii, ne referim sunt la cele nunți. Mai înțeleg? Eu mă întreb altceva. Autoritățile... Da.
de acolo ar trebui să se ia. De ce nu se sesizează? De ce nu se sesizează protecția copilului? Corect. Copilul ăla s-a făcut un abuz asupra lui. Până la urmă este vorba de litera legii. Corect. Până la urmă, dacă stăm să comentăm, este viol. Până la urmă, că e viol cu vârstă, da. De ce nu se organele statului, de ce nu se autosizează, de ce nu iau o măsură împotriva lor? Eu asta n-am înțeles-o niciodată. Vezi, de-aia te iubesc eu pe tine, că tu majoritarul vii cu întrebările care într-un fel sau altul, noi suntem ciuriți. Nu sunt majoritar, sunt un om ca și tine. Ce o țară acelor orașul, da. Suntem oameni, trăim în aceeași comunitate. Însă, vezi, Tutanța, eu dacă le spun bunilor noștri telespectatori și oamenilor, prietenilor care ne întâlnim și ei aud frecvent astfel de cazuri, cum ai auzit și tu, și vii și ne spun și noi le dăm replica. Statul, instituțiile statului ar trebui să ia măsură, să se implice în momentul când acel copil a născut, cum este la serviciul de urgență, dacă vine cineva și este lovit în urma unui scandal, mai înțeles, atunci se anunță poliția. De ce nu se anunță? Săptămâna trecută am fost până la spital, la urgență, cu ăla mic, da, nu știu așa, și a venit, vreau să spun, acea femeie era, avea peste 20 ceva de ani, avea vreo 4 copilași. Cu toți 4 a venit cu toți infecția alimentară. N-a întrebat-o absolut nimeni de unde a luat mâncarea. Deci vă dați seama că acel magazin de undeva din comuna Călugăreni cumpărase niște mici, i-a dat copiilor, s-au îmbolnăvit. Câți copii se văd? De ce nu s-a autosesizat atunci pe loc? Pentru că eu chiar i-am zis la femeie, doamnă, dar du-te și spune la ăștia să cheme protecția pe cineva. Pentru că există foarte multă nepăsare în jurul nostru. Și cum, dar asta nu e un lucru grav? Da, e un lucru foarte grav. Foarte grav. Pentru că suntem deci ea venise cu cel mai mare și după aia a venit bunica să și cu aia mici după aia. Că s-au îmbolnăvit și aia. Deci dați-vă seama ce s-a mai întâmplat și cu alți copii acolo. Domnul Marus, am o rugăminte. Da. Cu doamna vreau să vorbesc. Da, te rog. Simt cu mustră conștiința. Da. Și are perfectă dreptate. Fiindcă chiar dacă e român, că este mai aproape de țiganii noștri, chiar dacă țiganii... Are perfectă dreptate. Așa e. Mustrarea din sufletul la persoana asta. Dacă o avea majoritatea din Giurgiu, cei care conduc de sus, se rezolva multe în Giurgiu. Așa e. În Giurgiu există multe nenorociri care cei de sus... Le dă la o parte. Palaibul. Ce acest? Ai înțeles? Are perfectă dreptate, îi dau dreptate. Dar dumneaei nu știe ce există în familiile unor oameni, alți oameni care își dau copiii și își vinde, îi dă de amărăciune. Îi dă de foame, îi dă de necaz. De ce îi face? Ce-i face? Păi dacă se culcă cu ea, nu trebuie să iasă ceva? Există atâtea metode de contracepție. Acum nu trebuie exact să iasă ceva? Dumneata câți copii ai? Unul. Să străiască. Mulțumesc, și eu tot unul am 77 de ani, plec pe 80 de ani, pe 88, și am o singură fată. Să nu mi-a dat Dumnezeu. Dacă îmi dătea, făceam 20. Nu mi-a dat Dumnezeu. Aveți posibilitatea să-i creșteți. Nu, regle-i de gât. Aici are dreptate și doamna. Așa. Nu trebuie să dai copilul pentru că n-ai... Exact, a zis foarte bine, Tani. Sunt nenorociți. Sunt bolnavi de sida alții. Sunt bolnavi de plămâni. Sunt tebeciști. Sunt amărâți. Du-te în case la ei că se scârbă să iei mărul de aur din mijlocul casei. Dumneata știi treaba asta? Da, face copii. Deci nu sunt de acord. Săracul, când plouă afară, își face treaba, iar bogatul numără bani. Dumneata știi treaba asta? Hai să... Nu e chiar așa. Nu te mai supăra, dumneata, pentru ce fac ei. Mă doare pentru că am lucrat cu copii din casa de copii. Am lucrat 13 ani în casa de copii. I-ai ajutat? Eu știu ce înseamnă copii abandonați. I-ai ajutat? Da, foarte mult. Și eu știu ce înseamnă copii abandonați. Trebuie să-i ajuți. Eu știu cum copilul ăla stătea luni de zile. Stătea cu ochii pe geam. Poate vine și la el mama care o fi sau tata sau cineva să-i ofere și lui ceva. De ce a făcut copilul ăla? Da, aici... Aia sunt niște copii amărâți. Să pătinească. Să pătinească. Și acolo, în situația care spune... Țiganii crește câte 10-11 copii. Da. Dar românii nu crește, doamnă. Copii? Românii nu. Face 1-2, că a spus că e caz de avere. Când înainte, toți bărbații frumoși, care erau frumoși și erau amărâți, lua femei cocoșate de avere. Că avea ele aură și avea oala aici. A
avea oala în spate. Așa a fost? Da. Tanța, ia ascultă-mi cum mai e. Cuvântul meu de onoare. Tatăl meu n-a avut. Avea cum să fiu dățuimiți, uite așa. Dar n-avea oala în spate. Dar noi era un prins de bărbat lângă ea când m-am ridicat așa și am văzut. Domnicule, ce ai făcut? Dar ce i-ai dat lui pe asta? Că nu merită de... Mă, maică, zic, de ce ai luat tu fata asta? Ce mi-a fost drag de ea? Te-am înțeles. Aha. Bună ziua, domnul Mariu și invitaților dumneavoastră și tot respectul pentru doamna director. Are foarte mare dreptate în tot ceea ce spune. Felicitări pentru emisiunea dumneavoastră, domnul Marius. Cred că este cea mai interesantă emisiune din câte am văzut până acum. Felicitări, felicitări emisiunii și invitațiilor dumneavoastră. Nea Vasile, până acum te-am lăsat ca să te integrizezi, ca să spun, ca să nu ai emoții, pentru prima dată ești într-un platou de televiziune, poți spune aici la noi, la TV Giurgiu. Și dumneata este cunoscut că ești liderul nostru din comunitatea de Rudar și te-am rugat să ne aduci la cunoștință, Nea Vasile, cum se întâmplă cu căsătoriile, cel puțin în rândul comunității de Rudari, sau dacă există niște tradiții care trebuie respectate, sau până la urmă cum se întâmplă în Rudari. Am ascultat cu mare atenție părerile la toată lumea de aici, din platou. Eu sunt de origine, sunt rudar. Eu nu știu decât limba românească. Corect. Este cunoscut că rudarii nu vorbesc țigănești. Noi nu știm limba țigănească. Da. Dacă mă întorc cu 50 de ani în urmă, la noi, rudarii, nu erau alte obiceiuri total față de etnia romă. Da. Cel puțin așa mi-aduc eu aminte. La părinții așa mei, așa urmașii urmașilor lor. Voi nu erați nici români, țigări. Nu eram. Noi eram lucrători în lemn. Corect. Păi de asta este și o replică, Nea Vasile, nu știu dacă dumneata piramidă. Da. Oia se numesc aurari. Da. Na. Lasă-mă că lui rudar care face cărămidă. Doamne iartă-mă. Și rudarul face și, dar el... Face, dă nevoie, face. Nu. Sunt rudar care se ocupă numai... Da. Ce oameni se numesc ca nație? Aurari. Frate, aurarul, lasă-l, Doamne iartă-mă. Aurarul face altceva. La ce vreau să revin în tema emisiunii? La bălărie acolo face. Multe așa n-aș avea de spus, pentru că eu m-aș socoti așa, cum să zic, printre ăia care au mai rămas de acum 50 de ani. La noi era alte obiceiuri. Cum ar fi? Spre exemplu, părinții se înțelegeau între ei, ajungea fata la o vârstă de 13, 14, 15 ani și se dătea mici cadouri, nu se dătea pe bani. Tanța. Să-i enervează tanța. Nu. Zice, dăm 3 perechi, spre exemplu, de încălțăminte. Da. Dăm fie două tenes, cojoace, fie două... opinci, fie... Da, asta știți cum era purtul înainte. Nu, eu vă spun la ce am auzit la părinții mei și la altă comunitate de oameni care așa era felul. Își păstra rudarii. La noi, în comunitate, își păstra obiceiurile. Își păstra purtul. Sărbătorile care existau, ei se îmbrăcau sâmbăta în diferite țoale cu sute, cămăși, ieșeau la ură național. În sat. Da, ieșeau la ură în sat, acolo, în comuna respectivă. Dar, ca să închei rezumatul discuției, adică nu definitiv, eu consider un singur lucru. După 25 de ani de zile, căderea comunismului și acum trăim în altă epocă, o mare greșeală și o vină oare și sistemul. Că aici se confruntă toată lumea. Și români, și țigani, și toate națiile după pământul ăsta. Pentru că eu, spre exemplu, mi-am crescut copii la școală, îi duceam la cămin, aveam servici și eu și soția, plecam dimineața, lucram în ture, așa am crescut. Părinții mei au crescut cu totul altfel. Ei erau lucrători de lemne, mama pleca în sat, da, a crescut 7 școală. Copii, la școală. Aveam școală în comuna respectivă. Și atunci... Dar acum exact ce vorbeam în emisiunea anterioară, deci trebuie să găsim o formă părinților noștri, generația noastră. Noi trebuie să găsim o formă, toți liderii, toată lumea, toate structurile statului, să găsim o formă ca să nu mai să produc acest ruptură în familii de membrate. Și de ce pleacă? La mine, spre exemplu, în zonă unde locuiesc aici,
80% din copii care sunt vai mama lor, pentru au plecat în afară și au rămas copii afară, acasă, singuri, și nu are pe nimeni, nu are un bătrân ca să aibă grijă de ei. Se întâmplă, aici se întâmplă rupturile. Sunt nesupravegheați, sunt neajutați. Spune deci, direct, nu mai este fete mari dacă le iei de la 12-13 ani, nu mai e fete mari. Nu mai fi Dumnezeu cu... Nu mai e fete mari. Exemplu, domnul Moțu. Asta este. Minim, vorbim despre obiceiurile din trecut. Sunt diferite. Pe mine tot ce mă doare în momentul de, este ce se întâmplă în momentul de față. Hai să terminăm cu trecutul. Au fost obiceiuri, au fost... Da. Hai să vedem ce se poate face acum. Deci să găsim ceva. Suntem în 2000. În secolul ăsta. Suntem în secolul 21, oameni buni. Corect. Suntem aceeași comunitate de oameni. Suntem trebuie să oameni ne schimbăm. Urmă. De ce copilul ăla care vrea să ducă la școală, care vrea să învețe, de ce să nu se poată duce că nu vrea mama să mă dă la școală? Că am avut cazuri, am avut un caz la cantină când a spus: doamnă, știți, îmi pare rău, de mâine nu o să mai veni să luăm mâncarea. De ce, mă? Păi a zis mama că ea nu se trezește la ora 11 să vină să ia mâncare. Asta-și drobă, asta-și păi nu se poate așa grave. Ceva. Deci nu se poate așa ceva. Dar situația cu școala care nu se mai... Deci, părinți, eu nu vinovățesc copiii. Păi întotdeauna părintele. Singura vină o are părintele. Corect. De la părinte pleacă educația. Singura vină o are părintele. Sunt de acord și cu dumneavoastră că spuneți că părintele, dar dacă nu are un buget ca să-l menție pe copii la școală... Eu vă întreb altceva. Dar de ce este și doarme până la ora 11? Doamnă scumpă. Cine vreți să-i aducă bugetul la casă? Viața mea am împărțit-o în două poziții, da? Am vorbit și sistemul comunist, am vorbit și sistemul... Dumneavoastră aveți cu ce să vă creșteți copiii, domnul Moțu? Sunt mari, doamnă scumpă. Ați avut cu ce să creșteți? V-am spus acum câteva minute. Îi duceam la cămin, îi luam în brațe, îi duceam la cămin. Sunt de acord plăteam cu dumneavoastră. Și ce făcea? Stăteați acasă după ce îi duceați la cămin? Iarăși ne referim la sistem. Nu, a vorbit foarte bine. Pentru că așa cum, hai să fim serioși. Chiar, uite, azi am stat de vorbă cu un majoritar, șef, care nu a schimbat 50 domnule. De oameni în nu știu câte luni. În câteva luni. Se duc la serviciu, nu vor să ia bani să nu muncească. Și că mine la sediu, cum fac? Vrea direct să-i dai bani, așa e, ăsta e adevărul. Spuneți să-mi dai ce? Nu se caută cel mai mult de muncă, postul de paznic și de patron la ora asta. E greu. De paznic și de patron. Bă, paznic să stai. Noi chiar aveam o glumă mai de mult cu mimici dispozitori. Spunea că unul de-a lui a spus: băi, nepoate, m-am hotărât, vreau să merg la muncă. Ăsta a rămas, ăsta nu muncise la de-aia. Păi unde mă se bag? Paznic, pândar, ce-o fi, mă duc. Paznic. Muncă grea. Cum asta se deci, părerea mea din punctul meu de vedere, trebuie găsit ceva, că noi dezbatem această emisiune și cu portul și cu obiceiurile, dar trebuie găsit ceva. Așa putem sta de vorbă până mâine. Dacă nu găsim o formă... Stai acasă, nu-ți aduce nimeni. Corect. Nimeni nu vine să-ți bată în poartă. Vine o dată, te ajută, vine a doua oară, dar acum când stai numai să te ajute și tot trebuie timpul. Să fie de acord. Cu riscul, dar mulți să mă certe, să se supere pe mine, dar ei sunt primii care trebuie să eu fie sunt de acord cu dumneavoastră. Vreau să spun că văd aceiași oameni, nu le dau nume, că nu-i frumos, care îi văd la domnul deputat Nicolae Florian la cabinet, cu mâna întins. Aceiași oameni îi văd la domnul vice Alexandru Vladu cu mâna întins. Aceiași... Nu se poate, trebuie să fac. Deci umblu din om, îi văd pe la sediu PNL sau PDL. Atunci, aceiași oameni. Fiindcă, uite, încă o dată îmi ridici mingea la fileu, consider că într-un fel sau altul faptul că, iată, domnul Alexandru Vladu a inițiat acest proiect pentru rechizite, unde astăzi un număr de 636 de copii au primit rechizitele e foarte bun. Deci a fost foarte bun. Consider că n-ar fi trebuit să se facă. Fiindcă, iată, acest proiect inițiat de domnul Vladu, orice pentru școală. Se îndreaptă într-un fel către familiile defavorizate. Deci care... noi am făcut aceste tabele, indiferent că, și ne ținând cont în primul rând că sunt de comunitate romă sau că sunt majoritari. Dar pe noi, punctul nostru țintă, au fost femei, familiile defavorizate. Consider într-un fel sau altul că nu ar fi trebuit făcut acest lucru. N-am spus așa ceva. E un lucru extraordinar de bun. Tot ce e pentru școală și pentru educația copilor, indiferent de etnie, romii, da, majoritari, cei care au nevoie. Care au nevoie, eu sunt de acord.
Eu am avut copii anul trecut care eu din banii mei le-am cumpărat rechizite de școală, i-am cumpărat haine de școală, pentru că acest copil a crescut o bunicuță și nu avea posibilitatea să-l trimite la școală. Eu i-am cumpărat tot ce a trebuit pentru școală. Da, știu că chiar și asta ai dăruit la o familie nevoiață. Și anul ăsta am dat, mereu când au venit la mine și au apelat și credeți-mă, la ușa mea bat zilnic cel puțin 1-2. Da, adevărat. Credeți-vă că așa e. Și zice, n-am bani de medicamente, dați-mi și mie, vă rog frumos, până au complementarea. Logică nu-i mai înapoi. În limita posibilităților mele. Și asta. Dar, da, foarte bun proiectul cu ghiozdanele, cu rechizitele. Sunt oameni care n-aveau posibilitatea să le-a copii. Bun. Cum să spun? S-a făcut un prim pas către ei. Ei să facă tot posibil să trimite copiii la școală. Zi de zi. Sigur, le-am spus, sunt mulți care le-am spus, aveți nevoie de răveni și spuneți-mi, poate găsesc o posibilitate să vă ajut. Poate, nu promit. Dacă pot, vă ajut. Virai, da. Consideri într-un fel sau altul că aceste familii defavorizate, dacă noi ne implicăm și într-un fel chiar și statul le acordă sprijin, cum ar fi printanța cantina socială, noi încercăm să facem în așa fel încât să poată beneficia de venitul minim garantat. Crezi că într-un fel sau altul aceste lucruri bune care noi trebuie să le facem pentru familiile defavorizate, încă o dată mă repet, crezi că vor duce la ceea ce a spus Tanța mai devreme, mama nu s-a trezit și fiind ora 11? Da. Sau sunt lucruri foarte puține de acest gen? Cu părere de rău, există și lucruri, exact cum foarte bine spunea doamna Tanța, doamna director, pentru că sunt anumite persoane care se mulțumesc cu alocația copiilor, cu acel venit minim garantat de la... Cu complementar. Da. Și faptul că mai ia și mâncare de la cantina socială, deja... S-au scos. Deci sunt foarte mulți oameni, nu sunt puțini, cu părere de rău trebuie să spun asta. De-aia și spuneam puțin mai devreme, și asta o știi și tu foarte bine, s-au găsit locuri de muncă, nu vor să meargă la muncă. Nu spun că este vorba de toți oamenii care fac parte din etnia rom, dar cu părere de rău spun că sunt foarte mulți de acest gen. Nu vor să meargă la muncă, vor doar să găsim ceva, o șmecherie, cum spun ei. Șmecheria înseamnă să te duci la muncă. Șmecheria înseamnă să ții familie. Hai, Doamne, șmecheria înseamnă muncim, să nu dă-i Doamne să cercești. Hai să muncim, dă-i Doamne să nu găsim. Asta înseamnă șmecherie. Șmecherie nu înseamnă neapărat să faci, nu știu, ce e în capul fiecăruia. Șmecheria înseamnă să nu te duci să apelezi la nimeni, să bați la ușa cuiva, să poți să pui tu pâinea pe masă copiilor tăi. Aia înseamnă șmecherie. Nu neapărat trebuie să facem fițe, să facem... Dacă vrea Dumnezeu, facem și de-alea, da. Hai să o luăm de jos. Cum... E cel mai bun exemplu. Eu am crescut copil, vai de steaua mea. De multe ori mulțumesc Dumnezeu, poate mi-a dat mai mult decât am vrut eu. Dar niciodată nu mi-am dorit să fac ceva. Am dorit să mă autodepășesc pe mine. Nu pe tine, nu pe dânsul. N-am spus să fac bani mai mulți ca ăla, niciodată în viața mea. Am zis, Doamne, pe mine să mă depășesc. Eu am cerut mai mult de la mine, am avut pretenții la mine. Cum de altfel am și acum. Și am spus și copiilor mei. Asta încerc să scot și de la ei. Bă, omule, dacă niciodată tu n-ai pretenții la tine, te plafonezi. Și la urmă spui, ăla are noroc, mă, sau... Nu știu, găsești motive de-astea. Dă-l, bă, că ăla e, nu știu, nu, frate, nu te mai da în grădina. Pune mâna, ia sapa, mână, dă-ți mâna, asta, băi, să vezi cum dai de bani. Dai de ei, n-ai cum, dacă îi cauți, îi găsești. Într-adevăr, cum foarte bine spune și mai ales că dânsa are de-a face cu ei zilnic, pentru că e una dintre doamnele acestui oraș care ia să permanent zilnic stă cu acești oameni și îi cunoaște mai bine chiar decât noi de multe ori. Cum să spui? Nu mai vin să iau mâncare, că mama se trezește la, nu știu, probabil era pe Facebook, doamne. Să rămâne noaptea pe Facebook, mult. Da, e vorba de familia Bârlă care stă pe undeva pe aici, pe Hori. Să le fie rușine. Și nu, zice, da, mama, din păcate, la 11, da, din păcate, asta să vă spun eu, rămâne pe Facebook. No, asta e, are și atunci. Chiar și noi vom lua act de cele sesizate de tine. De multe ori, eu chiar m-am certat și cu Marius, ne-am certat impropriu, spus, am avut discuții mai acide așa. Bă, frate, că și el îmi zicea, lasă, frate, că să le dă. Păi le dai, dar dacă le dai banii aia, uită să mai ducă la muncă. Uită dacă să le dai banii aia, dacă le dai masă, uită și să mai ducă. Aici mai există, mamă, vezi, facem copii mulți, luăm alocație. Bă, dar cu câți bani crești tu copilul ăla?
luăm alocație, 40 de lei. Luăm masă la cantină, că vine și spune, a venit cineva și mi-a spus, care stă în zona Istru, a născut al 10-lea sau al 11-lea copil. Să-i trăiască, să-i aștepte. Dar să-i dea Dumnezeu sănătate, zice, Doamne, zice, eu l-am născut al 10-lea, când îl băgați la masă? I-am să spun, învățați să mănânci. Păi e dreptul lui. Nu e dreptul lui. Nu e dreptul lui. Aici e un ajutor pe care ți-l dă statul, primăria. Și din nou vreau să vă felicit, chiar și o fac în fața telespectatorilor, pentru că știu să gestionați acel sunt moment de acord în cu care dumneavoastră, doamnă, s-au redus porții la cadenă și dumneavoastră a știut să gestionați acel moment. Un moment extraordinar de greu. Nu știu câți reușeau să facă ceea ce ați făcut dumneavoastră și nu i-ați lăsat fără mâncare pe acești oameni. Deci ați luat, ați făcut cel mai mare lucru. Până la urmă, dumneavoastră, n-a scos pe nimeni de acolo, au ne-am rămas tot decât, da, un lucru extraordinar, chiar vă felicit. Acum am început să le... Iată că, să le mărim din nou. Iată că și expertul nostru pe problemele romilor este vorba de buna noastră prietenă, Luminița Fieraru, cea care este expertul pe problemele romilor. Te salutăm și noi cu această ocazie, Luminița Fieraru. Ne trimite un mesaj și ne spune în felul următor. Felicitări pentru emisiune și mai ales pentru subiectul dezbătut. Sunt de acord cu doamna Tanțar, dar și unele familii chiar trebuie să le întindem o mână de ajutor. Da, eu sunt de acord. Eu n-am spus să nu se întindă o mână de ajutor. Sunt familii care merită. Chiar merită. Sunt multe familii din comunitatea romă și din comunitatea majoritară, nu numai romi. Nu mai romi. Care merită. Da, și să știți că pentru foarte multe dintre familia asta eu m-am zbătut să le ajut. Pentru că am simțit că merită. Dumnezeu, chiar n-au posibilitatea. Chiar n-au un, cum să spun așa, adică vor și nu zvâcura de unde să pornească. Sunt doi oameni din comunitatea romă de la Istru care eu i-am trimis la muncă. Duceți-vă acolo, spuneți că veniți în partea mea. Și s-au dus. S-au dus. Lucrează și în ziua de astăzi. Pentru că au venit și au spus, doamnă, nu ne le spuneam, sunteți oamenii toată firea, de ce veniți să stați aici la cantină, la mâncare? Doamnă, înțeleg, nu găsim. Să înțeleg, Tanța, că dacă ai intervenit pentru acei oameni... N-am intervenit. Nu, i-am trimis pentru că ei nu știam unde. I-ai trimis, rectific, i-ai trimis, înseamnă că ți-ai tras firele, că ai tras firele. Așa s-ar putea înțelege? Nu. Nu. Și doar faptul că înțelegi unii oameni și le aduci la cunoștință. Nu, de ce? Adică dacă oamenii a spus, doamnă, eu vreau să mă duc la muncă, dar n-am unde. Știi de ce am dat exemplu acesta? Nu l-am dat întâmplător. Fiindcă pe pagina de socializare, pe Facebook este cunoscut, interacționăm cu mulți oameni. Și datorită faptului că avem persoana care este cunoscută de toată lumea, că face bine pentru comunitatea de rom și nu numai. Cineva ba spune că trage firele, că face poze, că multe, multe lucruri care... E treaba persoanelor respective care spun aceste lucruri. Da. Noi respectăm... Nu, chiar ne respectăm și ceva, cetățeanul, el vede cel mai bine cine a venit la el, corect, cine l-a ajutat și cum ce l-a ajutat. Să fii serios. Indiferent. Vrei să spun ceva? Eu dacă vreau să mă iau de tine, asta îți fac. Primul lucru, vin și te cramponez că unde altfel își pare rău că trebuie să spun din nou. Doar ai scris nu știu ce, nu s-a ținut cont de ce eveniment ai făcut. Bă, vezi că n-ai pus punct după virgulă. Adică, când vrei să faci, când vrei. Și până la urmă, mi-a zis, mai există o soluție. Mi se pare corect. Dacă nu te înjură nimeni, dacă nu există. Nu există. Să știi tu că... De ce nu te bucuri de el? El fiind de serviciu... De ce nu te bucuri? Exist, Mari. Știi ce mi-a spus un polițist vechi de la municipiu? Milițian. Un ofițer. Un milițian, cum vrei tu. Că mine și noi glumim, noi tot la fel. Mi-a spus, băi, știi ce e cel mai prost? Zic, nu știu, șef. Băi, în momentul când nu ai reclamații. Zic, ai de cum să-mi vină reclamații? Când nu ești luat în Marius, când ai reclamații, muncești, mă. Dacă n-ai avea reclamații, nu muncești. Și iată că nici nu știu cum a trecut, stimați telespectatori, cele 60 de minute alături de bunii mei invitați. Și încă o dată, mulțumim tu că, Bibie, că Ailean Pașamende, hai, pendale, gaijen, găsote, bulă, de Janel. Și încă un lucru vreau să mai transmit lui mama noastră. Pe acolo, pe unde mai mergi, mata, încearcă să le implementezi ceea ce gândești, mata, și altor oameni. Pentru că chiar gândești bine. Mulțumim, să rămână. Nea Vasile, fiindcă ne bucurăm că avem oameni și de așa manieră. Mai vreau să aduc și o discuție, o problemă care ne confruntăm de vreo 2 ani de zile. Mai ales în special acum, copiii au început școlile, da? Cu intrarea și ieșirea tirurilor, care este un dezastru. Cred că se știe până la
nu știu, până la guvern, cred că să știe situația la noi în cartierul Rudarilor la Vamă. Nu avem, nu mai zicem un trotuar, nu mai zicem case crăpate, pereți. Noi să știți, Ține Vasile, fiindcă sunteți lideri, da, noi chiar vom merge și vom încerca mâine împreună cu bunul meu prieten să mergem la domnul primar, să-i mai aducem la cunoștință dumnealui acest aspect, fiindcă dumnealui a venit cu promisiunea că tirurile vor fi deviate prin direcția Poliției Locale a Municipiului Giurgiu. Dumnealui a spus-o chiar cu câteva luni în urmă, însă, iată, și noi rămânem în momentul acesta dezamăgiți, fiindcă până în momentul de față, traficul nu a fost deviat și, cum a spus dumneavoastră, ținând cont că, iată, au început școlile și chiar trebuie să luăm măsurile care se impun. Dar vă rog frumos. Stanța, te rog. Eu aștept să mă invitați la altă emisiune. Cu cea mai mare plăcere. Nu se peste va o lună și să spuneți... Să-mi spun că s-a rezolvat ceva. Sau aștept să mă solicitați să vă ajut să facem ceva. În cel mai mult plăcut te vom invita, fiindcă noi te solicităm oricum aproape zi de zi și știi că așa e cu toate problemele care într-un fel sau alta... Să fim este reali. Chiar și o vorbă. Și să spunem adevăr. Să mă stresez zi de zi. Bine, eu am încercat să fiu un pic mai diplomat, mă înțelegi, pentru telespectatori, dar să știți, stimați telespectatori, că doamna director Tanța Ionițescu are dreptate. Da, o stresez zi de zi. De ce? Fiindcă noi, țiganii, întotdeauna vom fi o problemă, dar în ghilimele. Nu întotdeauna. În ghilimele. Da. Ce vreau să spun, ne mulțumim telespectatorilor că ne urmăresc și că de fiecare dată ei sunt din număr din ce în ce mai mare. Și le promite că vom fi aici pentru ei și nu-i vom dezamăgi niciodată. Și iată, nu pot să-l contrazic pe bunul meu prieten Virei, președintele Partidei Romilor și... La municipiu. La municipiu, dacă vrei, că la București ar trebui să ne batem cu domnul Păun, mai înțeles? Nu mă bat cu nimeni. Dar pe tocmai de asta, că până la urmă, dumneavoastră, o să zic că treci Virei și la București, dacă vrei, că ai toate meritele. Eu rămân la Giurgiu, că de aici sunt. Da, e bine. Și vreau să fac bine comunității. Hai, dacă tu zici, nu te putem contrazice. Ne-am angrenat într-o muncă și te zic ce n-am spus. Corect, aici ai dreptate, Virei, și de o perioadă lungă de timp facem lucrurile acestea și chiar le facem bine și mai ales acum să le lăsăm. Suntem la final și eu nu pot să vă spun decât vă mulțumesc fiindcă sunteți alături de noi în fiecare luni de la orele 17 la postul local TV Giurgiu și până data viitoare numai bine, Teir Bahtale, Haila și Tumarirea. La revedere și mult bine!